Tragedia s-a produs în cursul dimineții la o casă din cartierul Constanțean Vila Noi, acolo unde cei doi soți locuiau împreună cu copiilor de 13 ani. Macabrul secret din spatele acestor uși a ieșit la iveală în această dimineață, când femeia a fost găsită în agonie pe podeaua din baie, într-o baltă de sânge. După ce a realizat ce a făcut, bărbatul în vârstă de 57 de ani a pus mâna pe telefon și a sunat imediat la 112 pentru a-și anunța fapta. Medicii de pe ambulanță au încercat mai bine de o oră să o resusciteze, însă leziunile extrem de grave din zona inimii și faptul că a pierdut foarte mult sânge au dus la decesul femeii. Am găsit-o în baie, fiind într-o baltă de sânge, posibil exsanghinată prin aproximativ 700-800 de mililitri de sânge. Pacienta era fără puls la arteria carotidă, fără respirație spontană, cu o plagă la nivelul arteriei jugulare care interesa și trahea, deci o leziune incompatibilă cu viața. Rudele și vecinii sunt șocați de crima comisă cu sânge rece și spun că victima era o femeie exemplară. Avea și loc de muncă, se îngrijea și de copil și făcea și treburile gospodărești. Ce s-a întâmplat, domnule? Nu știu nimic, lăsați-ne în pace. Dar el ce fel de om era? Era violent? Nu era violent. Era o fată bună, liniștită, își vedea de treaba ei, de copilul ei. Tot timpul ea era de partea copilului. Ce s-a întâmplat dintre ei? Ați mai auzit discuții înainte? Au mai fost discuții, dar noi nu ne puteam băga, că era familie. Poți să te bagi, nu poți să te bagi. Dar ce scandal? N-am auzit nimic. Nu s-a auzit absolut nimic nu s-a auzit. Ce să se audă, că dacă a închis geamul, el și-a făcut damblalele. Era o femeie liniștită, ea a făcut toată casa asta care o vedeți aici. Ea tâncuia, ea zugrăbea, ea le făcea pe toate, degeaba. Și era violent? El era violent, un nenorocit de om, gelos. Era o femeie model. Păcat, ne pare rău de ea, ca vecină ne pare rău de ea. Nu credeam, că el doar mai văzut telecom la vilă. Și un bărbat cu un sac ăsta, dar n-am avut afaceri. Te tremur toată când am auzit așa ceva. Cât despre agresor, acesta este cunoscut în cartier din cauza certurilor repetate pe care le avea cu soția sa din cauza geloziei sale exacerbate. Era foarte gelos el. Dar avea motive? Nu, n-avea. Pentru o femeie ca asta, n-avea motive să fie gelos. Ei nu se înțelegea bine deloc, el era gelos. Un nenorocit de om. Dar ați mai auzit de incidente între ei înainte? Da, mai fost odată, a mai strâns-o de câteodată și a plecat la părinții ei, s-a dus după ea și a promis că nu mai face. Și la poliția, dacă o subsemnatul, și a zis că nu mai face. Și uite, acum au mort. 20, fetiță, 20 să ții. Nu poți trăiești? Pa! Cum să fie normal? Eu l-aș agăța în ceva, așa să chinuie, nu direct. Anchetatorii spun că gelozia a fost și mobilul crimei, întrucât bărbatul a aflat că soția urma să-l părăsească și să depună actele de divorț. Din primele date, se pare că avem vorba despre un conflict conjugal între cei doi soți, care se pare că erau în proces de divorț. Și în cursul unui astfel de conflict, în dimineața aceasta, se pare că soțul a înjunghiat-o pe soție cu un cuțit în locuință, în grupul sanitar al locuinței, după care a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat poliția că și-a ucis soția. Trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat la morga cimitirului central Constanța, unde medicii legiști urmează să efectueze necropsia. Cât despre autorul faptei, acesta este reținut de către autorități pentru declarații. Pe tot parcursul anchetei, la locul crimei, copilul celor doi a fost luat de niște vecini pentru a nu lua parte la scenele de coșmar. Oamenii legii urmează să discute cu acesta pentru a stabili dacă minorul era de față atunci când a fost comisă fapta. În acest caz s-a sesizat și Direcția pentru Protecția Copilului Constanța, care va deschide o anchetă socială pentru a stabili ce urmează să se întâmple cu minorul. Urmează să efectuăm cercetări, să lămurim după autopsie și după audieri împrejurările exacte în care a fost comisă fapta. Cei doi au copii împreună? Au un copil împreună. Suspectul este deocamdată într-o stare de șoc la sediul secției de poliție. A spus că a lovit-o cuțitul după soția lui, n-a apucat să spună foarte mult, a zis că este șocat, nu poate să ne dea detalii. Urmează la audiență să-și mai revină. A fost chemat ambulanță să-i dea primele îngrijiri că... Nu credem. Procurorii continuă ancheta de crimă, urmând ca după coroborarea probelor cu rezultatul examenului medico-legal să stabilească încadrarea juridică a faptei de care se face vinovat bărbatul.